Despre situația de securitate la Marea Neagră discutăm acum cu Alina Grigore, jurnalist senior TVR. Alina, bună seara! Bun găsit! Aș vrea să ne explici care este configurația forțelor din Marea Neagră, unde se află România în această ecuație și mai ales cum înclină balanța. Avem 6 state riverane Mării Negre, 3 state NATO, România, Bulgaria și Turcia. De asemenea, Ucraina, Georgia și, evident, Federația Rusă. În ceea ce privește tehnica de luptă de la Marea Neagră, Federația Rusă a consolidat baza de la Sevastopol după ce a anexat ilegal peninsula Crimeea. A trimis acolo foarte multe nave, a modernizat altele, sunt inclusiv 6 submarine, sunt echipamente de luptă foarte, foarte puternice. Are o flotă la Marea Neagră redutabilă. În ceea ce privește Ucraina, are ceva nave la Odessa, însă evident că nu se poate face o comparație în acest sens. În ceea ce privește, de exemplu, statele NATO, aș spune, și este evident, cel mai bine stă Turcia, are o flotă la Marea Neagră extrem de puternică, extrem de modernă, cu echipamente de ultimă generație. Și dacă ar fi să ne referim la România și Bulgaria, suntem undeva oarecum pe aceeași linie. Să spunem strict despre România, avem 3 fregate, din păcate, niciuna modernizată, nu au trecut la faza a doua de modernizare. Avem de asemenea corvete și, dragoare de mine, nave purtătoare de rachete. Aici trebuie făcute investiții destul de puternice în viitor, pentru că România, este clar, trebuie să-și consolideze flota la Marea Neagră. Aș vrea să punctez și faptul că țara noastră a avut o inițiativă de a crea o flotă NATO la Marea Neagră, însă Bulgaria nu a fost de acord și nici Turcia nu s-a simțit prea confortabilă, așadar această inițiativă nu s-a concretizat. Aș vrea să ne întoarcem la ce spuneai ceva mai devreme legat de Rusia, care are acum peste 30 de nave de luptă în Marea Neagră. Ce măsuri se iau când se desfășoară astfel de exerciții, atât din partea Rusiei pe de-o parte, cât și din partea NATO pe cealaltă parte, și ce măsuri ar putea lua România în viitor? În primul rând, conform tratatelor internaționale, sunt anunțate statele că urmează exerciții de amploare cu trageri și se creează anumite culoare. De data aceasta, Federația Rusă a adus foarte, foarte multe nave în Marea Neagră și a, practic, înțeleg că a blocat nord-nord-vestul Mării Negre total, așa spun unii specialiști militari. Asta înseamnă că nu se mai poate circula pe acolo, e blocată ruta de navigație. Totuși, când sunt astfel de exerciții, ar trebui să se creeze anumite culoare și să se permită și accesul navelor comerciale. De asemenea, și NATO organizează exerciții în luna martie. România, împreună cu state aliate din NATO, dar și partenere, va desfășura exercițiul Sea Shield. A fost anunțat încă de anul trecut. Vor fi mii de militari și 10 de nave de luptă. Însă, diferența este că navele care nu aparțin statelor riverane nu pot staționa în Marea Neagră mai mult de 21 de zile, conform convenției de la Montreux. Și ar trebui spus că România trebuie să-și consolideze, așa cum menționam, flota la Marea Neagră, pentru că trebuie să existe un echilibru de forțe. Nu putem lăsa Rusia să transforme Marea Neagră într-un lac rusesc. Alina Grigore, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru explicații. Ne vedem și mâine seară.